Acum ești singur în acest pat, ascultând vocea mea și nimic altceva. Eu o să număr de la 10 la 1, iar între timp tu simți cum corpul tău se relaxează. 10. 9. 8, 7, 6, ești creat, ești relaxat. Din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai mult. Din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. 5. 4. 3, 2, 1. Ești grea, ești relaxată. Acum eu o să număr de la 1 la 3, iar între timp tu mergi să o cauți și să o găsești pe Elena. 1, 2, 3, 'Pune-o în fața mea. Perfect. Cum o E vezi din... urcată pe o scară luminoasă, galbenă, galben cu gri, o văd. Ce caută pe scară? Este într-o bibliotecă. Văd foarte, foarte multe cărți. Mă las să vorbesc puțin cu ea. Da. Elena? Mă auzi? Da. În ce bibliotecă ești tu? O bibliotecă din Viena. Și ce cauți acolo? Cunoaștere. În ce an ești acum? O 1889. Ce profesie ai în această viață? Am mai multe. Poți să-mi spui? Lăsesc locul.
Am lucrat și ca patiser, chiar și ca brutar. Am lucrat chiar și ca văzătoare într-un magazin cu chimicale, pot să spun. Da. Dar cel mai mult îmi place să citesc. De pe ce subiect îți place să citești? Sau ce vrei să afli, ce vrei să cunoști? Mă atrage mult tare reacțiile chimice ale unor metale, să zicem. Super. Ai familie în acea viață? Am 24 de ani. Da, am 24 de ani. Nu am familie. Bun. Lasă-mă cu mâna, te rog. Mâna. Da. Revino, te rog, în viața ei din prezent. Da. Cum o vezi? Îi văd căpșorul roșu, Da. gâtul gri, Da. unghiul roșu. În mare parte e roșu și gri. Bun. Deschide, te rog frumos, un portal intradimensional în fața ei. Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care nu-i aparțin Elenei și sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Iese din pieptul ei un vârtej gri spre negru. Da. În fața ei este o sferă de culoare albastru deschis turcoaz, mată. Are o distanță destul de mărișoară, să spunem așa, un 25-30 de centimetri distanță de trupul ei. Acea sferă are un canal de energie legat de ea. Da. Văd în trunchiul ei două canale de energie, unul albastru și unul roșu. Da. S-au conectat la acel vârtej negru de aici, din jurul pieptului ei, iar sfera este undeva pe aici, un pic mai sus, distanța de 20, 25, 30 de centimetri. Toate au câte un canal, deci se văd canale de energie din ea, care conectează acel vârtej negru și acea sferă. Da. Încă portalul energetic deschis de mine nu trage absolut nimic. De ce? Nu știu, din cauza acelei sfere de aici. E ca și cum ar fi o minge de bowling. Exact așa și mi se pare și grea, energetic. Nu știu de ce o simt așa. Creează, te rog frumos, o sferă mai mare ca aceea, din energie înaltă. Da. Și acum bagă sfera aceea în sfera ta. Da. Bun. A început să funcționeze aspirația portalului? Da, e ca și cum ar ocoli.
E ca și cum ar ocoli. Bun. Cele două canale de energie, albastru și cu roșu din ea, ies. Ies. Ies, se agoli de roșu, de la cap, trunchi, Da. abdomen. E ca și cum ai goli un pahar. Piciorușele. Se ridică toată energia roșie și gri, se ridică prin torace, deci totul iese prin toracele ei, de aici din față. Da. Totul iese doar de aici, nu iese din cap sau tot ce se scurge din ea se adună în torace și iese. Da, totul e golit. Cum o vezi acum? Am senzația că o văd goală, goală în sensul ca un pahar gol, care a fost o băutură și s-a golit. Perfect. Ce culoare are acest pahar? E un crem. Bun. Închide portalul. Da. Dizolvă sfera care ai făcut-o. Da. Și acum spune să vină în fața ta acea entitate care a pus acea sferă acolo. A venit o entitate, dar am senzația de parcă e beat așa. Se duce într-o parte. Ok. Nu stă locului, nu stă drept. Ce tip de entitate? Parcă e o broască. Bun, atingi. Mare. Atinge, citește informația ADN și vezi adevărata formă. Reptilă, Dragoș. Bun, cum se numește reptila? Mi-a venit un cuvânt, pisălogul. Bun. O să-i spunem pisi. Mai las să vorbesc, te rog. Da. Pisi, mă auzi? Da. Ce cauți cu Elena? Ne jucam. Noi, nu, serios, amândoi? Da. De ce vă jucați? De a ce vă jucați voi? Îi arătam cum să ne jucăm cu această sferă. Ce este acea sferă? Un colector de amprente. Ce fel de amprentă? De tot felul. E ca și cum toate amintirile ei, toate energiile ei se amprentau pe această sferă. Și ce făceai tu cu amprenta ei energetică? Aveam nevoie de ele ca să I-am promis că îi fac o soră. O soră geamănă. De cât timp ești cu ea? 8 ani. Cum ai accesat-o? Pur și simplu am atenționat-o. În Că legătură cu ce? sunt pe lângă ea. Că sunt pe lângă ea.
Cum te-a perceput pe tine? E ca și cum aș fi bătut-o pe umărul drept. Te-a văzut? Da, m-a perceput. E o diferență între a te percepe și a te vede și a te vedea. Eu te-am întrebat dacă te-a văzut. Nu, doar m-a perceput. Mi-a simțit într-un fel prezența, fără să mă vadă. Bun. Există o micuță problemuță. Din acest moment, Elena nu mai te vrea nici cu ea, nici în ea, nici pe lângă ea. Având în vedere că tu ești entitatea care interferezi cu ea, trebuie să te supui voinței ei. Deci, îți faci bagajele, îți iei jucăriile și pleci. Iar când spun jucării, mă refer la toate implanturile care le-ai pus în ea. Capiși? Da, dar eu nu vreau să se termine. Ce? Mă înțelegeam bine cu ea și nu cred că e necesar să plec. Ai, nu, serios. Ce lucruri sau evenimente bune i-ai adus în viața ei? Ce e aia bun? Un discurs. Noi știm doar să ne luăm ceea ce ne trebuie, nu să Vezi, uite, deja începem să facem. discutăm discuții. Dacă tu nu știi ce e ăla bun, nu stau să mă apuc acum să-ți explic. Hai să încerc să vorbesc pe limba ta. Tu ți-ai luat ce ai nevoie. Ei ce i-ai dat înapoi? Nimic ce să-i dau. A, nu te-ai gândit-o așa. E ca o floricică, hai să o culeg, nu? Noi suntem direcți, noi nu facem Păi aceste tot gesturi. știi care e culmea ironiei? Că și ea este foarte directă. Când ți-a explicat, gata, punct și de la capăt. Adică nu te mai vrea. Mai direct de atâta, nici nu cred că putea să fie. Nu înțeleg. Înseamnă că creierul tău nu s-a dezvoltat suficient pentru a înțelege anumite concepte umane. Asta înseamnă Nu. că noi suntem mai evoluați ca voi. Eu nu am deranjat-o. Nici nu contează lucrul ăsta. Ea oricum nici nu percepe ce am putut face împreună. A venit așa, totul, să zicem, orbește din partea ei. Ok. Dar acum s-a terminat. Nu vreau să mai intrăm în 10.000 de discuții și polemici, ai înțeles? Lasă-mă Da. cu Mona. Mona. Da, Dragoș. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate implanturile vizibile, invizibile, materiale, energetice și non-energetice vor străluci astfel încât tu să le poți vedea pe toate. 1, 2, 3. Pot să încep cu capul, ochii, nasul, fruntea, îi sunt toate acoperite. Da. Și curios, i-a pus ceva foarte luminos ca să aibă senzația că este una într-un anumit spațiu de lumină. Iluzie. Așa e, da, iluzia, exact. Gura, văd că i-a lăsat-o, nu știu cum de-a scăpat să nu o implanteze. La gât, pe Elena o văd umflată, dar nu știu de ce, e ca și cum ar avea o
un lanț sau nu un lanț, cum să spunem, parcă ar fi umflată pe sub piele, dar la baza toracelui, nu sus spre gât, la nici aici. Aici o văd umflată, pur și simplu, așa, Da. ca o... Așa. Văd aici, exact aici, la stern, văd o sferă. Nu e mare, dar e suficient de jenantă aici. O sferă lipită de ea, de osul stern. Da. Stomacul. Stomacul ei parcă ar fi un, nu, nu, cum să, un balansoar de, care se găsește într-un loc de joacă pentru copii, nu știu de ce. Parcă stomacul ei ar fi doar de formă și parcă ar lipsi. Dar în locul stomacului un balansoar. Închis Da. la culoare, așa ca o bărcuță, să zicem. La ovarul drept. Este lipsă, nu știu de ce. Sau cel puțin e negru, e o gaură acolo, în dreptul ovarului drept. Da. Ovarul stâng îl observ, este. Așa, un alt implant. Ori mi se pare mie, dar în partea dreaptă, aproape de bazin, văd două desene sub formă de oameni. Parcă ar avea ceva așa într-o mână. Și așa, deci exact conturul meu, ca și cum ar desena pe cine, pe mine cineva, și cu mâna și cu ceva pe mână. Cumva semnul balanței. Posibil, dați doi oameni unul lângă altul, dar îi văd, știi cum îi văd, Dragoș, nu-i văd să-i văd cum e o balanță. I-aș vedea din partea asta, deci i-aș vedea pe amândoi uniți. Deci nu i-aș vedea din față să văd acea balanță. Și mai este un implant la picioare, sub bazin. Exact același implant care l-are și pe frunte și pe nas. Același implant l-are jos, mai jos de bazin, în dreptul picioarelui, pe femur. Perfect. Spune lui PC să se apuce rapid, fără să stea prea mult la discuții, să scoată absolut toate implanturile. Îl desprinde pe cel de pe frunte și nas și ochi. În gât parcă ar avea niște filamente de bec, pot să spun. Dar sunt multe. Sunt multe. Nu știu de ce văd așa ca o... în jurul gâtului, ca o cunună, să zicem, de filamente. Da. Acea umflătură parcă de aceste filamente este dat. Okay. Ia de la gât acum. Stomăguță. Acel balansoar, eu i-am spus balansoar, dar e ca un fel de baghetă mai lată care este pusă în dreptul stomacului. Văd că acum stomacul a apărut aici la interval, să zicem. A luat forma corespunzătoare stomăguțului. Nu știu, posibil de la stomăguț să aibă, să fie avut senzația așa de, nu de ușurare. Ori venea înapoi mâncarea, oriceva era, tot așa, cred că avea grețuri ceva, nu pot să-mi dau seama ce putea să-i, ce reacție putea să-i dea acel balansoar. Dar oricum bine nu era. Da. Ia acel implant care este jos aici, între picioare, mai jos de bazin, sau pe picioare, pe femur. Încă văd gaura din dreptul ovarului drept. Da.
Ori e o problemă, oricum e o problemă de sănătate acolo, clar. Ok, las-o acolo momentan. Ia să vedem acești doi domni desenați în partea dreaptă spre talie. Acum parcă i-aș vedea pe acești domni ca doi îngerași mici, 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 copilași, gen copilași cu aripioare, care discută între ei și parcă nu m-ar băga în seamă. Da, aici nu Ok. știu de unde și cum să le ia, parcă nu. Îți spun după aia să continui PC. Are în partea stângă, este tot așa la periferie, înspre bazin, tot așa înspre, nu spre talie, dar tot înspre marginea bazinului. În partea stângă parcă ar avea o, eu îi zic agrafă, dar nu e agrafă, e ca o tijă subțirică, albă. Nu știu, poate să fie o cusătură de la ceva, o operație sau poate să fie. Oricum, este un implant aici, nu? Este un implant și lea și pe acesta. Și la picioare, la tălpi, am senzația că este înrădăcinată. Nu știu de ce îmi vine să spun acest cuvânt. Este proptită într-un loc. Eu cel puțin eu așa o percep. Într-un loc sau în pământ? Într-un loc. Nu, ca și cum aș sta pe loc. Ceva de genul. Nu, că ar fi într-un loc anume special. Nu, e ca și cum ar. Sau mișcările ei, picioarele, pasul este foarte lent, lent. Ori nu are putere să meargă, ori. Dar e proptită de tot. Parcă e Bun. rădăcinată asta și am vrut să spun. Cam asta este. Spune-i lui Pis să distrugă absolut toate implanturile. E, și-a mai lăsat unul, stai un pic. Uite, exact aici, în dreptul vezicii urinare și uterului, exact aici. E ca și cum ar fi un dop pus undeva, într-un canal. Da. Dar îmi vine mai mult să spun, cu toate că e absurd că parcă aș vedea vezica urinară și cu uterul cam la același nivel. Ori e acel dop e pus ori în vezica, ori în vagin. Eu nu pot să-mi dau seama acum că parcă suprapuse. Nu știu de ce îmi vine să zic asta. Schimbă unghiul de a privi. Da, într-adevăr, o privesc așa de sus, dar un pic. Privești-o de sus, de Nu, jos, e din vezica, e stânga. vezica, vezica, vezica urinară. Parcă ar avea un dop la vezica urinară. Bun. Îl scoate și pe acesta, Da? da, ia lui, ia lui. Vai, Dragoș, parcă ai ieșit un roi de albine din ea de acolo. Parcă are un. Nici. Parcă e un cuib de vespi, nu știu ce e acolo la ea. Doamne, arată oribil. Nu știu, parcă aș vedea viermi, parcă aș vedea. Mona, Da, nu contează. a scos tot? Da, Să implanturile, da. distrugi, să le distrugă? Parcă cu acele implanturi se încalță. Treaba lui. Da, parcă și-a făcut pantaloni din ele și cizme. Nu știu ce înseamnă asta și Bun. gestul ăsta. Acum să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vrea el și transmite Elenei să rupă absolut orice pact, contract și înțelegere cu el. Să-i le rupă în față înainte să plece. Da, i l-a rupt. Perfect. Gata. Acum, Elena, parcă ar avea, nu smoală pe ea, parcă ar avea un, cum se cheamă, materialul ăla lucios din care se fac haine. Un vinil, nu știu eu, o denumire. Mona,
Da. transmite mental Elenei să transmită absolut tuturor entităților care sunt în ea, pe ea și cu ea să se deconecteze complet de corpul ei energetic și fizic și să ia o formă în fața ta. Văd o entitate, să spunem așa, sub formă de om, Dragoș. Da. Stă înșezut, dar stă în partea de sus a ei. Capul acestei entități stă în partea dreaptă, în dreptul urechii Elenei. Trunchiul și picioarele și le ține, deci e până la jumătatea trunchiului. Aici, doar aici este entitatea. Ok, Și parcă asta a înșezut. întreabă cine este această entitate? Ce faci acolo? Zice ceva că e prietenul ei, nu neapărat imaginar. E prietenul cu care comunică foarte mult, îmi zice. Pe ce teme comunică? Mi-a apărut o floare ciudată. Mai mult eu aș numi eu ca un parazit. Parcă acest om, să zicem, în ghilimele, această entitate, parcă ar sădi în ea niște plante, dar parcă sunt carnivore, Mona, îi fac rău, da. întreabă pe Elena dacă mai vrea să păstreze această entitate cu ea. Zice că nu știe ce să facă. Cum nu știe ce să facă dacă îi face Nu rău? știe, fiindcă momentele ei de singurătate, această entitate vorbea cu ea tot timpul, dar O nu se să. împing gândurile ei. Dacă vrea, o să-și găsească, poate să-și găsească alte entitate de lumină care nu-i face rău. Să-i transmită aceste entități să se deconecteze complet de corpul ei fizic și energetic și să plece printr-un portal unde vrea ea, deoarece nu mai are nevoie de niciun sfat, niciun gând, nu mai are nevoie absolut nimic de la ea. Și la revedere, pot să spun, de la această entitate. Elena îi spune, chiar îi transmite că ar fi bine să plece. Să o lese liberă, nu știu de ce vine asta. E ca și cum i-ar fi zis, te lăs liber, poți să pleci. Perfect. Dar să știi că nu ducea nevoia de a fi liberă această entitate, chiar vrea să stea cu Elena mai mult. Dar îi Okay. spune că de acum poate să plece. Corect. A plecat. Acei doi îngerași sau ce ai văzut tu pe. Da, da, aici să știi că era același. Bun. Aceeași entitate. Se plimba prin corpul ei, vedeam, ca și cum Perfect. ar fi avut o casă în corpul Elenei, această entitate. Cum o vezi tu acum din punct de vedere energetic? Ce culoare? E un rozaliu vișiniu, dar în anumite părți, dar nu mai are nimic, dar este energia ei, parcă e secată de energie. Îmi vine să Cheamă-l, eu te rog așa o văd. frumos. Cheamă-l, te rog frumos, pe Arhanghelul Rafael. Da, el este la matins. Bun. Roagă-l să se apuce de treabă. Și să-mi spui ce face. Arhanghelul Rafael spune că Elena parcă ar fi un copac. Un copac, într-adevăr, cu o coroană foarte bogată, dar în același timp cam îmbătrânit cu acest copac.
Face un T, o litera T. E ca și cum cu degetul, ca și cum ai da prin nisip, așa, cu degetul tu și faci două dungi, da, litera T, sub forma literei T. Pune un anumit foc acolo, foc, dacă pot să-i spun foc. Mona, Da, și începe să. Da. între timp, spune lui Rafael să vină și să-l cheme pe Uriel. A venit. El este? Da. Bun. Lasă-l pe Rafael să-și continue treaba. Și acum lasă-mă să vorbesc puțin cu Uriel, te rog. Da. Uriel, auzi? Da. Salutare. O întrebare scurtă și la obiect am pentru tine. Acele rădăcini, ca să zic, care le-a văzut Mona, sau împământenire, care o ține pe loc, pe Elena, are de-a face cu anumite blesteme, vrăjitorii sau energii negative de acest fel? Energii negative de acest fel, da. Poți să-mi spui, te rog frumos, de către cine au fost transmise sau de către cine au fost făcute? Îmi vine un băiat. Bun. Rupe sau taie absolut toate aceste energii, toate corzile energetice dintre ea și acest băiat sau acest bărbat. Da, în momentul în care am tăiat de sub tălpi acele canale de energie care o fixau în loc, într-adevăr a durut-o pe Elena, pot să spun, a simțit când am tăiat aceste legături. Da. Rămân anumite, ca și cum le-ar lăsa în urmă, acum are picioarele foarte ușoare, pot să spun, ca și cum ar de tânără, o de fată tânără la 19 ani, 18 ani, le simte foarte ușoare, zvelte, simt că se poate bucura de viață, poate, e liberă, e liberă, într-un cuvânt, e liberă. Perfect. Ah, de Între tot ce, de toate greutățile și de tot stresul acumulat și. Perfect. Între timp mai verifică dacă ar mai putea fi alte energii negative pe lângă ea sau cu ea sau în ea. Să ne uităm în dreptul inimii și a sufletului Da. și a capului. Aici s-ar mai putea localiza. Suntem în dreptul inimii. Este un pic, dar foarte un pic. Se simte un fel de otravă, dar ca niște vene capilare, să spunem așa. E foarte puțin în Ok. dreptul inimii. Da, Scoate da, da, o absolut totul. scot. E o floare în dreptul inimii, ca un fel de crin portocaliu roșiatic. Sângeriu, pot să-ți spun. Trebuia să-i știe, sau poate nu, semnificația. Ok, și ne uităm un pic și în dreptul capului. Oh, nu. Nu, este pasărea colibrii în dreptul
În spatele urechii drepte este o pasăre mică, pasărea colibrii. E cu aripile desfăcute și în aer. Pasărea colibrii este o pasăre micuță. Care se hrănește cu nectarul florilor. Nu știu, este ceva în capul ei care, ca o sevă, care îi o trage. Într-adevăr, este o floare foarte interesantă, cu una, două, trei, patru petale. Și pe aceste patru petale mai sunt încă patru petale. Fiecare petal are câte o petală, de asta spuneam că e interesantă. Da. Și produce o mică lumină de o intensitate mai mare decât normal. Atât, atât. Nu, în rest nu mai e nimic. Nu, nu, nu. E curată. Deja Arhanghelul Rafael a început să o lumineze un pic datorită curățării făcute. Da. Are la exterior o energie, nu neapărat o crustă energetică. Presupun că și-ar fi făcut-o ea de protecție, dar mai trebuie îmbunătățită. Da. Având de vedere, nu știu, o broasca țestoasă îi spune ceva? Trebuie să știe. Eu văd, e ca și cum ar avea o carapace aici deasupra toracelui. Piciorușele broscuții sunt în spate, iar capul îi vine aici, în dreptul gâtului. Da. Deja începe să lumineze și luminează chiar bine. Ne uităm un pic la coloană. Arhanghelul Rafael se uită un pic la coloană. E ca și cum ar fi goală. Se văd oasele, dar e ca și cum ar fi o coloană goală, fără măduvă, fără energie, fără nimic. Imediat, de începând de jos, de la primul os al coloanei vertebrale, osul sacral e, pot să spun, înfundat, deoarece energia de la primul os al coloanei vertebrale de la bazin nu lasă să iasă prin osul sacral. Imediat, arhanghelul vine aici, în spate. Ok, deja se luminează osul sacral și prin coloana vertebrală trece un canal de energie în locul măduvii, foarte luminos, ca să ajungă până la... coloana din dreptul gâtului la spate este întunecată, exact zona lăcățelelor. Da. Gata, acea energie neagră s-a dus, a ajuns până în creier și lumina i-a invadat și creierul. Da. Gata! Verifică, te rog frumos, sau verificat ce ai spus tu, acea gaură din ovarul Drept. drept? Da, imediat. Ca și cum, într-adevăr, lipsa lui o vedeam datorită faptului că văd un ovar, dar nedezvoltat, pot să spun. Din acest motiv, nu îl percepeam. Nu știu, văd o anomalie. Sau a fost o intervenție chirurgicală acolo, ceva a fost, nu știu, Îi este ceva. afectează sănătatea și viața? Nu, chiar deloc. Chiar e ca și cum ori ar fi avut o operație, ceva, poate în zona asta a ovarului drept. Dar nu, nu-i afectează. Echilibru este și îl susține ovarul stâng, partea stângă îi susține echilibru. E Bun. doar o mică lipsă, nimic altceva. Perfect.
Care este nivelul de vibrație al ei? 18.000. Măriți-l până la 100.000. Arhanghelul Rafael spune că la 58.000 este suficient. Ok. Dacă îi permiți. Și e ca și cum, nu știu, se simte foarte bine la 58.000, deoarece se simte foarte bine. Lasă așa pe Elena. Nu, e super. Da, Ce scuze, nu e spui? super. Nu, nu, nu. Nu știu, e ca un lapte, așa, nu știu cum să explic. Are o energie albă, foarte albă, imaculată. Și parcă ar fi un lapte, așa de catifelată și, nu știu, are o stare de bine. Eu cel puțin eu așa o percep. Bun, perfect. Mai trebuie făcut ceva la? Nu, 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 nu. Acum mergeți rapid de tot în toate existențele ei, să-mi spuneți dacă ne-am mai întâlnit vreodată. Tu cu dânsa sau Da. Da? Tu cu ea, da? Cu Elena. Îmi vine ceva, o viață în China. Exact, China îmi vine. Tu, Dragoș, ești un bătrân grăsuț. Da. Să nu știi că sunt și chelios și am și barbă. Pot să spun că ea parcă e o tânără domniță. Da. Dar trebuie să văd relația dintre voi doi. Oricum, soție nu erați. Ok. Nu știu, dar vă înțelegeați bine. Chiar aveați un respect deosebit unul față de altul. Era o iubire, dar o iubire nu neapărat nici părintească, nici de iubiți, nu. Era parcă împărtășeați, nu neapărat aceleași hobby. Vă văd cum vă uitați spre stele, vă văd cum parcă le dați nume. Ceva cu astrologie, nu neapărat astrologie. Poate era ceva poetic, pot să spun. Poate și poezie, poate și... Dar era ceva curat. O relație curată între Okay. un bărbat și o femeie. Numai că diferența de vârstă între voi doi era cam prea mare. Da, bun. Bine. Reveniți înapoi în prezent. Da. O ultimă chestie, roagă-l pe Uriel să-i verifice secretul. Parcă nu, e întreg în mare parte, dar parcă ar avea trei umbre pe el, negre, violet-negre. Cu mâinile lui energetice să îi curețe absolut tot ceea ce înseamnă acele umbre, să le ia, să le scoată, să le arunce în infinit, după care să-i energizeze suficient sufletul, astfel încât să fie perfect. La vârsta de 16 ani,
a avut așa o supărare, o era amărâtă tare, nu știu ce a avut. De atunci îi se trag acele dungi pete, negre, violet. Dar în același timp, trecând ani, pe la vârsta de 19 ani, parcă și-a revenit, să spun. A avut o alternare de ani, supărare, Mona, da, își accepta le-a acea scos? supărare. Acum, da. Parcă îl ventilează sufletul, nu știu ce îi face Uriel. Parcă îl aerisește, îl ușurează, pot să-ți spun. Super. Acum l-a întregit. Da. Frumos. Frumos. Da, Perfect. dragoș. Bun. Mai trebuie făcut ceva la? Nu, nu, nu. Are voie și ea necesară, o văd. Nu știu, vine să râd, mă ierți. Vine să râd că parcă e un, nu e un copil, e un copil mai mare și îmi place de ea că e... Nu, nu, Zglobie. zglobie, da, nu interesează nimica. E bine, ea e bine. Ea e bine. Ok, perfect. Bun, mulțumește-i și hai să continuăm. A plecat și Arhanghelul Nu, Rafael. de A, ce? nu? Vrea să plece. A considerat că a terminat. Nu, să se întoarcă. Venit. El e? Da, ele au zis că îi cresc flori pe spinare, dacă nu mai țin mult. Bine că nu-i cresc ciuperci. Bun. Mergeți acum, căutați-i și găsiți-i pe Iulia și Eugen. Mai întâi o văd pe Iulia. Eugen e un pic mai încolo. Știi cum îi văd Dragoș? Parcă ar sta pe un câmp arat, să zicem așa, ars. Cum am ajuns acolo? Și e negru acel câmp, e negru, negru. Eugen e un pic mai încolo, mult mai, deci pe un teren mult mai negru și carbonizat. Unde stau ei, totul este carbonizat și ei sunt plini de fum și sunt negri. Bun. Cum au ajuns pe acel tărâm? Pot să spun că ceva, cineva, parcă le dă carnea jos de pe ei, de pe oasele lor. Cheamă-l pe acel ceva sau cineva să vină în fața voastră. Știi ce nu înțeleg? E ca și cum s-ar fi lăsat. Așa, ar fi acceptat de lăsarea asta sau știi cum, ca și cum conștient s-au dus la acest carnagiu, să zicem. Mona, Da, îl chem imediat. drumul spre iad este presărat cu intenții bune. Și dacă ce-o fost în mintea lor, da? Ok, mi-a apărut un șarpe mare. Cu corp de reptilian, numai capul e de șarpe, ca o cobră arată, dar trupul e de reptilian. Ok, cum se numește respectivul tantălău? Z are un z foarte gros.
Z, D. Toate literele sunt foarte groase. Zducan. ZDUKA1. Nu, ZDUKA1. Mare, nu mi vor. ZDUK1. Dacă pot să pronunț, pronunță-l. Zducun. Cam așa. Zducun, zducan, nu, e U, e U. Da, Ok. zducun. Are un nume de dititori capul. Lasă-mă să vorbesc cu el, te rog. Da? Zducun, mă auzi? Ce căutați pe teritoriul meu? Am venit să saldesc niște zambiluțe. Nu. Nu-mi dai voie? N-ați venit pentru asta. Nu să cultiv ceapă. Dar pentru ce am venit? N-aveți cum. Nu avem cum ce. Aici, pe acest pământ, noi punem altceva. Ce puneți voi acolo? Cadavre De ce? de trupuri spirituale. Eu nu te-am întrebat de cine. De ce le puneți? Tocmai am auzit un termen nou, cadavru de corp spiritual. Cum e ăla, ce e ăla? E ca și cum un trup spiritual ar fi energetic, ar fi golit de toată energia, ca și cum ar fi carcasa unui trup energetic. Cine poate să golească un corp energetic de toată energia? Niște demoni Mona, care îți duc un, lasă-mă puțin cu Mona. 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 Ridică-ți nivelul vibrațiilor până la o infinitate de vibrații. Le-ai ridicat? Da. Acum spune-i orului Uriel, orului Rafael să-ți facă o sferă de protecție din energie înaltă și intră în ea. Da. Bun. Lasă-mă să vorbesc chiar cu Zducun. Zducun. Da. Am pierdut semn legătura. Pentru moment. Ia explică mie despre acești demoni. Care-i treaba cu ei? Sunt niște demoni feroce. Au trei perechi de coarne. Nu, setea lor este incomensurabilă. Și mie. Atât de sete mie încât aș bea tot paharul ăsta acum. Cum au ajuns acești demoni să aibă acces la corpul energetic al Iuliei și al lui Eugen? Au venit râzând ambii în fața unor persoane, neștiind că acele persoane, de fapt și drept, erau
posedate, să zicem așa, de acești vârcolaci sau demoni. Bun. Vampirizați. Care este legătura dintre acești trăgușori cu steroizi și tine? Eu doar sunt un locuitor, să zicem, acestui teritoriu. E ca și cum aici s-ar aduce rezidurile care rămân uite, în vezi urma lor. Cum te-am prins cu mâța în sac. La început ai spus că sunt teritoriile tale, acum îmi spui că ești doar un locuitor. Da. Da, Eu ce? Sunt aici, eu sunt aici, eu am grijă. Bun. Ideea e foarte simplă. Tocmai a venit acum ca să-i luăm pe amândoi, că nu și-au locul acolo. Ai ceva de apostrofat, de comentat? Îți duc urmă, auzi? Dragoș, eu nu Da. te mai aud. Acum auzi? Da. Se întrerupsese pentru un moment. Are ceva de comentat că îi luăm de acolo pe Iulia și pe Eugen? Nu, nici da, nici nu. E interesat de importanța care le-o dăm lor. Lor cui? Acestor două entități, Iulia și cu Eugen. Fiecare entitate își merită dreptul la o viață mai bună. Normal, nu vrea să ne dea. Nu vrea. Dar nici nu poate să ne oprească. Și asta este adevărat. Ok, bun. Mulțumește-i pentru amabilitatea cu care am vorbit. Da, să-i spunem că îi mulțumim, dar... Îi spui degeaba că nu cunoaște conceptul. Exact asta vreau să spun, că la cum arată... Ok, bun. Mergeți și luați acum și pe Iulia și pe Eugen și reveniți cu ei pe pământ. Un pic, că Eugen e mult, mult mai încolo. Okay. Îl văd. Trebuie să ajung lângă el. Eugen parcă e mai la întuneric, dar el e vizibil față de Iulia. Iulia e jos, e neagră toată. Toată e neagră. Bun. Parcă e moartă, efectiv. Îl iau pe Eugen. Da, l-am luat pe Eugen. Suntem lângă Iulia. Iulia e jos, întinsă, dar știi cum e? Parcă e cu fundul în sus, capul lipit de pământul ăla ars. Da. Are o poziție foarte ciudată. Dar de ce stă în poziția aia așa ciudată? Parcă așa ar fi aruncat-o și așa a rămas. Dar parcă e moartă, parcă nu are nimic viu în ea. Bun, ok. O luăm și pe Iulia. Da. I-am pe amândoi sub braț, să spun. Bun, reveniți pe pământ. Ne-a luat Arhanghelul Uriel și Rafael. I-am văzut, mi-au făcut din mână, m-am dus lângă ei. Arhanghelul Rafael, vreau să spun că parcă, iar acorda primul ajutor Iuliei, nu știu de ce îmi vine să spun asta, că asta parcă ar face, seamănă, imaginea, scena, seamănă ca și cum aș vedea un film cu doctori care vor să salveze un corp omenesc, să-i readucă la viață, exact da. Așa face și Uriel cu Iulia.
Arhanghelul, pardon, Rafael se ocupă de Iulia, Uriel se ocupă de Eugen. Nu știu, parcă se uită așa la ochii lui prima dată. Bun, Mona, Da. lasă-i să lucreze și cheamă-l și pe Mihail să vină. A venit și Arhanghelul Mihail, da. El este? Da, văd cum coboară din lumină. Mă las să A vorbesc cu venit el. către cei doi, da. Mihail, mă auzi? Da. Salutare. Cred că este a nu știu câta oară când chiar aș putea să spun că situația vă scapă de sub control. Cum Dumnezeu pot demonii să ajungă la atâta cunoștință și atâta putere, astfel încât să aproape să omoare corpurile energetice? Aici este și greșeala spiritelor omenești. Ok, Mare greșeală. eu înțeleg lucrul ăsta, dar din câte știu eu, datoria voastră este să protejați creația. Iar aceste două persoane fac parte din creație. Nu era. Da, Dragoș, da, a uitat de liberul arbitru. Fiecare își alege calea pe care și-o dorește. Aceste două entități au căutat o cale către, Am înțeles. nu către Dumnezeu, sau măcar către lumină. Au ales calea întunecată. Ea a fost alegerea lor. Corect, dar gândiți-vă că poate în același timp calea întunecată a fost prezentată sub formă de cale de lumină. Nu, undeva în sufletul lor știau că nu e bine și asta o știu, pot să le o confirm. Știau. Ok. Mulțumesc mult. Dacă vrei, mai stai cu noi pe aici, dacă nu te poți întoarce. Aș avea un pic de treabă acolo sus, Ok. dacă mi-i îngădui, aș pleca. Mulțumesc. La revedere. Lasă-mă cu Mona. Mulțumim. Mona. Da, Dragoș. Uitasem de liberul arbitru. Ai văzut ce frumos și cât de elegant mi-a cârpit două palme peste ochi? M-a bătut, Nu, m-a, nu, nu, ți-a m-a spus bătut cu realitatea. armele mele, ca să zic. Ți-a Super. spus ce s-a întâmplat, nu nimic altceva. Era o figură de stil. Da, știu. Bun. Ce face Uriel și Rafael? Rafael a reușit să-i bage Iuliei anumite canale de energie să o hrănească, pot să spun, să-i hrănească corpul energetic deja mort. Eu așa corp energetic stors de energie eu n-am văzut, Dragoș, niciodată. Crede-mă, eu n-am văzut așa ceva, nu. Măcar un fir de energie într-un trup stors de... Dar nu așa ceva, nu. I-a băgat 7 canale de energie în Iulia. E ca și cum ar fi perfuzat-o, o să spun. Așa. La Eugen. Arhanghelul Uriel, cum spuneam, s-a uitat prima dată la ochi. Ochii erau parcă în străfundul ochilor, sau nu știu cum să explic, undeva în fundul pupilei craniane, era ceva albastru acolo. Și la el la fel, dar un pic de energie și-a păstrat aici undeva în spate, în partea stângă, dar Mona, foarte puțină, da. Da, vă rog, lucrează repede, cât pot ei de repede, să știi, nu, dar două cazuri grele. Uriel trebuie să se ocupe absolut de
partea energetică negativă în care au intrat, să rupă absolut toate canalele de comunicare cu acei demoni sau acele entități, iar Rafael se ocupe de, cum îi spune, de vindecare. Canale energetice către acele entități. Nu sunt, nu mai sunt. O întrebare. Dar, da, Ce s-a întâmplat sau cum arată sufletele lor? negre, Ok, continuă. Doamne, negre, dar că sunt, dar și carbonizat, măcar carbonizat, ok, dai foc sau fum sau ce Dumnezeu se întâmplă, da, dar la ei sunt negre, negre și mâncate, niște cioturi de suflete sunt. Mona, dacă te-ai duce și ți-ai pune mâinile pe o linie de înaltă tensiune de cale ferată, știi cum ai fi? Neagră, ai luat foc instantaneu. Nu știu, iartă-mă, eu sunt om și aș vrea să pun o întrebare. Da. Cum au putut face sau cât de mult s-au putut urâ acești oameni pe ei înșiși? E dureros. Iertați-mă, să mă iertați, Iulia și Eugen, să mă iertați, dar să nu mai faceți în viața vieților voastre așa ceva. Continuă, te rog, ce fac arhanghelii? Mulțumim. Nu ne-am făcut-o cu prioritate, cu valoare a fost problema. Mona. Da, Dragoș, știu, știu, am auzit. Eu sunt lângă Rafael și lângă Uriel. Iulia, în proporție de 61%, pot să spun că este luminoasă, câtuși de cât. Sub un strat negru. Da. Eugen, faptul că poate să stea înșezut e mare lucru, adică îl văd de pur și simplu mult mai drept, mult mai puternic pe el însuși. Mona, spune-i lui Uriel ca să facă un perete din foc. Da, l-a făcut. Și acum să-i treacă pe amândoi prin acel perete. O să spun ceva, Dragoș, este o entitate lângă peretele de foc, cred că era lângă noi, dar n-au îndrăznit să ne interfereze din cauza lui Rafael și lui Uriel, care spune că își vrea energia de pe ei înapoi. Să-și o ia. Să-i treacă prin acel perete de foc. Sunt amândoi în fața peretelui de foc și negreala de pe ei, efectiv, parcă e suflată de un ventilator foarte puternic și efectiv se deslipește de pe ei, de pe amândoi. Se văd acum mult mai bine corpurile energetice. Doamne, Dragoș, parcă e un roi de ceva negru, de lăcuste care se desprinde de pe ei. Ok, să-și ia entitatea aia, să-și ia Și-o ia, energie și-o ia înapoi. toată energia, da. Iulia este roșie, pot să spun un roșu cu galben, dar mai mult roșie la corpul energetic, dar e bine, deci e bine, e super bine și așa, față de cum a fost. Eugen deja e aproape și el curățat de energiile negative și acum se pregătește să intre în peretele de foc. Au intrat amândoi. Parcă i-a blocat ceva în peretele de foc și parcă țintuiți amândoi în peretele de foc. Trebuie o curățare de aia zdravănă. Parcă îi arde, parcă sunt într-un furnal dintre la care topesc metale grele. Perfect. Se desprinde de pe Eugen ceva, nu pot să spun să-l descriu că nu înțeleg ce e, dar se desprinde și cade de pe el ceva, cade în spatele lor, deci prin partea pe unde au intrat în peretele de foc, parcă ceva ar tăia ceva din ei cu un cuțit mare.
Da. Se formează toamnă și acolo, în peretele de foc, parcă dau să iasă ceva din, cel puțin din Eugen, iese un cap de dragon. Dar tot așa, spre partea pe unde au intrat, nu bine trebuie să iasă. Da. Iese din el ceva. Așa. Și acum să ne uităm pe partea înaltă. Iese tot Eugen prima dată. Are o anumită formă. Ia să o vedem și pe Iulia. Și are o anumită formă. Dar nu de corpuri energetice. Forme de insecte sau forme de schelete, pot să spun, mai degrabă, de schelete iesă, schelete energetice. Da. Eugen, da, lui Eugen îi văd scheletul energetic. Iulia parcă are corpul unui bătrân, cu o barbă așa lungă, albă, ascuțită și cu o coroană pe cap. Da, e mic de statură, e un pic încovoiat, dar pare un om, dar un bărbat, nici de cum o femeie. Eugen acum parcă a prins, să zicem, în ghilimele, cărniță pe el, cărniță energetică, să zicem. Are corp și el omenesc acum, energetic, Da. dar parcă are în mână un mic arc. Da, cam așa de mic și se uită așa la el și el are o coroană pe cap. Nu pot să-mi dau seama ce înseamnă. Ambii au coroane pe cap. Dar sunt de un galben gri, pot să spun amândoi. E și mai bine față de cum i-am văzut, mult mai bine față de cum i-am văzut. Dar încă porta peretele, tot îi zic portal, peretele de foc trage din ei, cel puțin din Eugen, trage așa ca un fum negru. Parcă absoarbe peretele de foc acel fum negru. Da. Ește, de-abia acum văd ceva curat la Eugen. De-abia acum văd ceva aproape curat la Eugen. Îi văd umerii, omoplații, gâtul, toracele, e un galben spre alb. E mult mai luminos acum. Mult, mult, mult mai luminos. Nu mai are coroana pe cap. Nu mai are. Așa. Iulia. Iulia de aici, de aici și așa, din, de sus, din spatele ecranului, ies niște vibrații, niște unde. Niște unde ies din capul ei. Tot așa sunt absorbite de peretele de foc. Ei încă sunt, cum să spună Dragoș, ei sunt ieșiți în afara peretelui de foc, dar încă ceva îi ține acolo captivi în fața peretelui. Nu-i lasă să umble liber, cum umblă de obicei orice spirit după ce iese din peretele de foc. Este normal, pentru că înseamnă că nu sunt Curățat. purificați Da, încă 100%. se trage, exact. Aici, în partea stângă a Iuliei, tot așa, ca niște unde văd. Imediat. Se prelinge pe spatele Iuliei o entitate mică, neagrăită în peretele de foc, este absorbită și trasă de peretele de foc. Da. Mulți, mulți venise peste ea, parcă îi văd multe pete, multe entități pe spatele ei, pe spatele Iuliei. Doamne, măicuța, Domnul, viața lor să nu mai facă asta. Este, văd în fața Iuliei o femeie, parcă aș sta față în față cu ea, pe ea o văd, îi văd corpul energetic al dânsei, deja se delimitează foarte bine. Văd în fața ei o femeie cu un voal pe cap. Cine sau ce este această femeie?
mai bine zis, vine o femeie rea, care face prostii, adică în sensul, mă scuz că am spus cuvântul prostii, vrăji, blesteme, incantații, dar acum știi cum, parcă s-a topit toată și tot așa pe lângă ea intră în portal. Da. Văd multe pete pe spatele Iuliei, dar nu sunt pete, sunt entități prinse de ea. Mai ales în partea dreaptă le simt și le văd. Entitățile sunt în jur de 43 de entități lipite de ea. Ok, transmite Iuliei să le transmită mental la toate entitățile care sunt lipite de ea, la toate entitățile care sunt în ea și la toate entitățile negative care sunt pe lângă ea, să se deconecteze complet de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Nu, Dragoș, știi ce s-a întâmplat? Pe spatele ei parcă era o pelerină și pe acea pelerină energetică erau prinse aceste 40 și ceva de entități. Ea a decis că acea pelerină energetică să fie trasă de acel perete. Totul s-a dus. Dar știi ce am citit eu în mintea ei? O rușine. Îmi zice ceva de o rușine. Dar eu pot să-i spun sincer. Niciodată în viața ei să nu-i mai fie rușine de ea. Niciodată. Să fie mândră de ea. Să ridice capul, fruntea, să o ridice sus, dreaptă. Mona. Să nu-i fie rușine. Da, gata. Acum, Iulia, pot să simt, cel puțin eu simt, că n-ar mai avea nicio greutate. Singura greutate este mintea ei, gândurile ei. Atât, care se poate debarasa oricând. Ei, așa, da. O văd dreaptă, o văd fermă. O văd dreaptă, o văd fermă, ceea ce și doream. Eugen s-a desprins deja de portal, de peretele de foc. Acum da. S-a desprins și Iulia. Merge mai timid, dar e un pas înainte. Bun. Ce culoare vezi? Eugen este mult, mult mai deschis la culoare. Este o culoare la Eugen mult mai galbenă. Foarte puțin e gri. Foarte puțin e gri. Iulia are o culoare așa mai transparentă, să zicem, dar are timp să asimileze informația și are timp să-și încarce bateriile, să zicem așa. Dar Mona, mi-aș dori ca Rafael să-i încarce un pic energetic. Aia vreau să zic, în primul rând și într-al doilea rând, dacă Eugen are anumite pete sau nuanțe de gri, aia nu este bine. Trebuie să fie ori alb imaculat, ori galben imaculat. Asta va face acum Rafael. Îl ia mai întâi pe Eugen. Îi pune o mână energetică pe piept, în dreptul inimii. Acești doi oameni sau aceste două spirite le trebuie un pic mai mult să-și ridice vibrația. Totul depinde de ei. Acum Rafael a făcut tot gri pe Eugen, ca și cum ar fi făcut o crustă uscată pe Eugen ca să o crape. Și așa și face. E ca și cum l-ar fi pus într-un cuptor
cu energia lui l-ar fi pus așa într-un cuptor, a devenit mat, 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 un gri albăstru, un gri verzui. Se vede cum se formează în interiorul lui energia puternică din el. S-a ajuns la 18.000, energia interioară a lui Eugen. Ca și cum l-ar fi sculptat Arhanghelul Rafael și acum crapă acea membrană de pe el. Ok. Să ne uităm și la Iulia. Iulia începe ușor, ușor, dar ușor să se aprindă, să zicem așa, să se lumineze. Are niște reziduri în ea, ce este adevărat, în dreptul gâtului. Are mai multe nuanțe, ca și cum ar fi niște pete de culoare, un verde, un vișiniu, un cărămiziu. Sunt mai multe nuanțe. Și la ea, și la ea, capul, tot așa parcă s-a întunecat, dar tot același proces îl face și ei, și Iuliei. Pur și simplu, deci o usucă la exterior, îi usucă o crustă la exterior, ca în interiorul lor să se facă energia, să se amplifice energia din ei, parcă îi face etanș cu acea crustă. Este un proces mai greu, dar e spre vindecare, asta contează. Se vede în interiorul lor, cel puțin Eugen, a ajuns de la 18.000 la 28.000 vibrația Da. energetică. E ca și cum Arhanghelul Rafael ar dori să ajungă la un punct maxim de energie, ambii, deoarece altfel ei nu ar fi putut, nu pot să se purifice. Asta este explicația Arhanghelului Rafael. Arhanghelul Uriel tot timpul se uită să vadă să nu mai aibă niciun canal deschis, să fie ermetic, efectiv ermetici. O, bubuie, deci bubuie de energie Eugen. Eu îl văd, îi văd interiorul, se vede cum. Și în momentul în care ei ajung la nivelul optim de energie, efectiv le plesnește în mii de bucăți acea crustă pusă deasupra. La Iulia procesul merge un pic mai lent, nu-i nicio problemă, să nu se sperie. Dar purificarea trebuie făcută așa cum trebuie, la parametrii normali. Cerem scuze că durează. Deja e o gen crapă acea poșghiță de pe el, a început de aici, din jurul, de la mandibula mobilă și de la gât, să crape. Se vede deja energia din el. E cu capul așa, pur și simplu. Așa stă Eugen cu fruntea în sus. Deja se desprinde de pe cutia craniană toată poșghița aia. De aici, de la mandibulă, de la gât, din spate, se desprinde tot. Mâinile. Încep mâinile să se desprindă coaja de pe ele. Picioarele, aici începe de la bazin. Niște crăpături în dreptul bazinului, spre picioare. Lăbile picioarelor deja la glezne se desprinde, se vede cum crapă. Și acum plăci mari de coajă se duc de pe el. Într-adevăr, e luminos. Au o lumină, știi cum e, Dragoș? Un pic translucidă, dar foarte puțin, galben-albăstruie. Da, e bună, e ca și cum ar fi o energie nouă, proaspăt formată. Iulia.
Iulia s-a deschis la piept aici prima dată, deja îi văd energia și ea este galben, albăstruie, la energie, la culoare, tot așa, vine, citesc de pe, din mintea lui Rafael că este o energie nouă, de asta cum am spus un pic mai devreme. Tot așa, Iulia și aici începe să se crape la gât, mandibulă, gât. Mânuțele s-a spart crusta de pe ele, se văd mânuțele energetice. Da. Și spatele, și ceafa se desprinde, și de pe cutia craniană se desprind acele cruste. Și piciorușele parcă au o poșghiță foarte groasă. Și aici parcă s-ar crăpa mai greu, dar se crapă, sigur. Pot să spun că e gata, Dragoș. Of, Doamne, ce proces lung și anevoios de purificare și de curățare. Perfect. Care este nivelul de vibrație al lor acum? 28.000 Eugen, 16.000 Iulia. A ajuns la 17.000, 18.000 și a rămas la 18.000 Iulia. Gata. Bun. Mai trebuie făcut ceva la ei? Nu, dar citesc că ei o vor lua pe căi diferite. Adică simt că nu neapărat vor mai fi împreună, nu știu de ce însă. Fiecare va fi pe calea lui. Poate unul vrea să se apuce de yoga, altul vrea să se apuce de Reiki, nu știu. Vai, Viitorul este al lor, Mona. de ce? Dragoș, Și iartă-mă! viitorul nu am de ce să te iert pentru că nu ai greșit cu nimic. Eu acum doar îți explic. Viitorul este infinit. Iar dintr-o infinitate de posibilități nu ai de unde să bagi mâna în foc că va fi X sau Y. De asta nici nu mă uit în viitor și ți-aș recomanda și ție să faci același lucru. Da. Bun. Cum te simți? Pot să spun cu mâna sau ambele mâini pe suflet că îți mulțumită că s-a rezolvat. Perfect. Te doare ceva? Nu. Bun. Acum ne întoarcem înapoi în prezent. Deconectează-te de tot și de toate și închide toate canalele. Deconectează-te complet. Eu o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revii în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet, ești liberă, ești liniștită, simți această forță din tine care se aprinde și se energizează tot organismul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.